Bună ziua, stimați telespectatori, iată ne în formatul deja cunoscut, Flora Ordean, Radu Samson, pentru emisiunea Opinii Avizate, retrospectiva evenimentelor săptămânii trecute. O săptămână, domnul Samson, să ne ferească Dumnezeu. Da, o săptămână într-adevăr groaznică pentru mulți dintre locuitorii județului Neamț. Au fost probleme din cauza condițiilor meteorologice, au fost probleme destul de mari, mai multe părți ale județului. Probleme grave în zona Romanului au fost la Ion Creangă, unde a fost inundate peste 100 de case. Probleme foarte grave au fost pe Valea și la Trefești, dar probleme foarte grave Dulcești, au fost pe... Dulcești, foarte grav în zona Roman, Sagna, foarte grav în zona Roman. Vedeți că probabil nu știu să se vândă foarte bine primarii din aceste zone. Nu zic că n-au fost tragedii la fel de mari, dar internetul și presa, chiar și presa națională, e plină de problemele cauzate de ploi și de viituri în comunele de pe Valea Muntelui. Despre comunele din zona noastră care au suferit de pe urma inundațiilor s-au auzit mai puține? S-au auzit mai puțin pentru că nimeni din afară de postul nostru de televiziune n-a fost ieri la ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și ca să punem la curent și telespectatorii noștri cu ce s-a întâmplat acolo, eu aș propune să vedem știrea. E adevărat că e un pic cam lungă, dar este cuprinzătoare cu tot ceea ce s-a întâmplat în zona Romanștirea, vă rog. Întrunit în regim de urgență, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a reunit la Roman duminică 1 iulie la ora 9 pentru a analiza la fața locului situația debitelor râurilor Moldova și Siret și situația din fiecare comună în parte. Prefectul Daniela Soroceanu a considerat că se impunea o astfel de întâlnire a tuturor factorilor de răspundere, ținând cont de faptul că în cursul nopții debitele Siretului și Moldovei au continuat să crească. Întors la cârma Isu Neamț, colonelul Ioan Nițică a preluat frâiele instituției dorind să-și recapete autoritatea pe care o avea până acum. Mulțumesc foarte mult că ați răspuns temării noastre. Am considerat necesar și oportun să ne aflăm astăzi la Roman. Aseară, în cursul nopții și dimineața la prima oră cu domnul primar am luat legătura și nu mai cu bine lui, cu domnul director Mihaela și cu domnul Nițică. Au crescut debitele în zonă Siret, Moldova, au crescut, au scăzut, e o situație de debit și pentru a preveni orice fel de situație care să pună în pericol localitățile pe malul Siretului, am zis să ne întâlnim cu toții aici, la Roman și cu primarii din unitățile administrative teritoriale de pe cursul Siretului. Întâi l-aș ruga pe domnul Mihaela să facă o mică prezentare așa, cam care e situația cu debitele. Domnul Nițică după aceea să rog să reprezinte cam ce viziune avem. Domnul primar, mulțumim că ne-ați găduit aici la dumneavoastră și dacă dintre noi avem intervenții, după aceea vă spunem cam ce am gândit. Astăzi noapte am avut pe Moldova, la Roman, o depășire cu 50 de centimetri a cotei de atenție, un debit aproximativ 990 de metri cu pe secundă. La ora la care discutăm, debitul a scăzut foarte mult. Moldova la Roman este cu 10 centimetri sub cota de atenție. Altfel spus, Moldova cred că nu vom avea probleme, având în vedere că și la postul hidrometric avertizor de la Tutilaț, debitul a scăzut foarte mult, acolo nu s-a depășit nici cota de atenție, debit aproximativ 470 de metri cu pe secundă la Tutilaț, ceea ce înseamnă că prognoza de debit pe Moldova la Roman este în scădere. În același lucru putem spune despre Siret la Nicolae Bălcescu, la Roman, la postul avertizor de la Lespeza, munte de județul Neamț. La ora la care discutăm, debitul este de 1185 de metri pe secundă, un debit la Roman de aproximativ 800 de metri pe secundă, cu o depășire de cotă de atenție la Bălcescu, la Roman, cu 38 de centimetri. Având în vedere că influența râului Moldova este și pe postul hidrometric de la Bălcescu pe Siret, adică se creează remul. La postul de la Bălcescu, la Roman, pe Siret, nivelul a scăzut cu 3 cm,
repet, având în vedere influența râului Moldova de la confluență spre Amont. În aval de confluență cumulate cele două debite, Moldova și Siret, se înregistrează o scădere în zona podului de la Ion Creangă. Mai ales că suntem în sub cod galben și nu știm unde va ploa. Noi avem niște debite destul de mari pe Siret, cum spunea domnul inginer șef, domnul director, mă scuzați. Eu mă reconectez acum la sistem și cum spunea domnul director, avem un depășit repote de atenție pe Siret. Noi acum stăm cu clapeții pentru descărcarea debitelor care vin pe păraiele de pe malul stâng al Siretului și asta e o rugăminte mare pe care o avem la domnii primari, să știm dacă, ca urmare a unei ploi care pot să apară, nu știm ce să ne suntem sub cod galben și punctual, poate ploua. Dacă vin niște debite mari pe păraiele de pe malul stâng, unde avem digul, e posibil să avem niște acumulări. Dacă știm din timp că se conturează niște depășiri, putem să intervenim operativ cu cele două motopompe de mare capacitate pe care le avem în dotare. A fost întocmit un plan de acțiune votat de toți membrii ISU, în care primarii din comunele Ion Creangă, Petru Prichici, Săbărel Roșu de la Icușești și Cristian Baciu de la Horia au insistat să se treacă în procesul verbal faptul că trebuie să se rezolve situația de la podurile din Sagna și Ion Creangă legate de amenajarea albiei râului prin defrișarea lizierei de salcâmi care cauzează strâmtarea albiei, siretului și viiturii puternice din pod. Cam 120 de care sub apă, asta aici la urmă. Am luat un stări în caz de timpul la peștiu, până așa, când voi evacuați sătări. Am văzut de două termeni pentru cazarea acestea sătări. Sper să înseamnă la acolo. Rugămintea mea mare ar fi alta. Să se consemneze în procesul verbal, pentru că este o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, să se găsim o soluție, să se taie, să se desfințeze liziara pădurea din Amont, din podul la Creangă, din stânga podului. Toate problemele care nu sunt creați și o să fie an de an când este urmă, sunt în cauza lizierii, care este practic plantat în albia minoră a râului Siret. Au mai fost intervenții, dacă nu se va lua noastră să taie lizierea asta, să facă un canal acolo, să nu după să nu înțeles pe pătuariu, să vină să notați în viitorul 10 ani, în fotul la Iandrani, vă rămâne frustrat. Vrem să știm și noi exact acel plan de amenajament ce conține, pentru că, cel puțin, zona Cotuvameș și Ion Creangă este punctul sensibil, punctul roșu. Dacă în Amonte, spre Tămășeni, Dojești, s-a creat un dig de protecție, zona de revărsare, confluența râului Moldova cu Siret, rămâne zona roșie. Toată apa acolo se stânge. Acum, într-adevăr, este o deschidere destul de mare. Are unde să duc apa. Punctul de la postul Ion Creangă, într-adevăr, să zicem că reușește limitativ să creeze un spațiu de curgere al apei. Toată apa care se adună de pe Moldova și Siret bucnește în zona confluenței Nicolae Bărcescu, Cotuvameș, Ion Creangă. De asta am inundat 120 de etaje pășuri din care râul Tabăra mă produc. De vreo 30 de hectare din pășuni, Siretul din 90, am 250 de hectare din culturi agricole. Am culturi agricole, drumuri, mi-au făcut cam prin 35 de km, m-au terminat. Am avut 7 locuințe, am ajutat oamenii, am pus mijloacele proprii care le-am avut. Deci eu aș avea, dacă nu mă fiind în directorul SGA, Stelian Mihăilă, a anunțat primarii că există deja în lucru un studiu de fezabilitate privind amenajările în zonă în care sunt prevăzute și exproprieri în baza noii legi a apelor. Primarii au susținut să se țină seama de experiența lor în această chestiune și de consultările pe care le-au avut cu firmele de specialitate. Primarii au raportat pagubele pe care le au și măsurile luate în cursul ultimelor 24 de ore pe raza localităților pe care le conduc. În același context,
context, s-a solicitat dărâmarea podului de la Soci, de pe râul Borca, aparținând Hidroelectrica, cel care creează atâtea probleme în zonă și înlocuirea lui cu o punte pietonală. Membrii ISU Neamț s-au deplasat în teren la Roman, la podul de la Bălcescu, la Ion Creangă și la Sagna. Primarii au solicitat ca în SMS-urile pe care le primesc de la ISU să fie menționat și debitul în amonte al râurilor Moldova și Siret și construirea unei stații de monitorizare a Siretului la Ion Creangă. Întregul reportaj îl puteți urmări astăzi de la ora 20. Deci, domnule Radu Samson, ați văzut cam care e situația în zona Roman, suficient de gravă. De altfel, acesta a fost motivul pentru care doamna prefect a decis să întrunească la Roman, ședința, da, la ședința Comitetului de Urgență la Roman. Da, ce să vă zic, din păcate e trist că aceste lucruri nu se întâmplă pentru prima dată acum în 2018. Incidente de acest gen au loc odată la fiecare câțiva ani. După cum a și zis în ședință domnul primar de la Ion Creangă, li s-au tot făcut promisiuni că se vor lua măsuri în zona podului de la Creangă pentru defrișarea lizierei de salcâmi. Există locuri unde digurile nu sunt suficient de bine făcute. Acolo a existat chiar o hotărâre, că ieri s-a clarificat că nici doamna prefect nu știa exact. Domnule, a fost hotărâre sau nu a fost hotărâre? Se spune că da, a fost hotărâre ajunsă până la președinție, la promulgare, și a fost respinsă de la promulgare, dar nu în mandatul domnului Iohannis, ci în mandatul pe domnului Băsescu. Bun. Acum, eu vă mai zic o chestie. De la domnul Băsescu până acum, deci de când a plecat domnul Băsescu de la președinția țării, din 2014 până acum, au trecut 4 ani. Din 2014 până acum au fost guvernul Ponta, guvernul Cioloș, nu mai spun de cele trei guverne ale PSD-ului. De asta a ținut domnul primar Prichici să accentueze și să roage să se consemneze în proces, că aceste procese verbale de la Comitetele pentru Stații de Urgență merg la guvern pentru că prefectul este trimisul guvernului în teritoriu, deci e relația teritoriului cu guvernul, prefectul. Acum, ele ajung la guvern într-un sertar sau într-un dosar de arhivă. Întrebarea este dacă le și citește cineva. Problema care se pune este de altă natură, că directorul SGSA, adică Sistemul de Gospodărire a Apelor, despre care noi am mai vorbit aici, este vorba de domnul Stelian Mihailă, a spus că există în curs de implementare un studiu de fezabilitate, dar studii, vorba dumneavoastră, da, tot am avut, tot fac, în care este prevăzută această sistematizare a malului stâng de la Ion Creangă, dar pe principiul acesta că între timp s-a schimbat legea. Știți că până acum ei s-au lovit de faptul că nu le luăm silba și de asta n-a mers mai departe. Ei, acum s-a schimbat legea apelor și se poate face. Însă nu a fost de acord. Aici a intervenit disputa între domnul primar Prichiș, susținut de primarii de la Horia, susținut de primarul de la Icușeș, susținut de primarul de la Sagna, care au spus că aceste studii pe care le fac cei de la minister, le fac în birou, fără să țină cont de realitatea din teritoriu. Și domnul Prichici a spus, domnule, peste 10 ani garantat sub podul de la Creangă nu va mai exista apă. Și a zis că nu e adevărat, spune prostii. Și a zis, domnule, eu vorbesc în cunoștință de cauză, sunt om care cunosc realitatea de 35 de ani, niciunul din proiectanții care vă vin dumneavoastră și vă fac aceste studii de fezabilitate, prefezabilitate, nu iau antecedentele situației. Acum eu sunt curios unde crede domnul Prichici că se va duce apa de sub pod. Că păi, unde probabil, se va duce, a fost deviată, da, și a făcut cursul, erodează în mal, se schimbă cursul și se îndreaptă spre sat, adică ați văzut că se mută Albia acolo, spre... Dovadă cele 120 de locuințe. Da, corect, inundate din Ion Creangă, dar totuși apa aceea va trebui să treacă pe undeva și păi, dacă se închide la pod, se deviază
cursul apei și se duce după pod și firul de apă. Bun, și asta spunea primarul de la Horia. Primarul de la Horia a spus, domnule, dumneavoastră, nu țineți cont de faptul că localitatea Cotul Vameș este singura localitate care este absolut ca o insulă. Este înconjurată numai de apă. Deci vă dați seama că în condițiile în care nu se rezolvă problema la Creangă acolo, ăsta va fi acoperit. Cine își poate permite... Cine își asumă acest risc. Da, acest risc. Cam acestea au fost discuțiile. S-a mai discutat despre un pod care aparține de hidroelectrică la Soci, dacă nu mă înșel, da, la Soci, acolo pe care în unanimitate au propus să îl demoleze. Ei, culmea este că acolo nu vor localnice, dar povestea, cum am spus, astea, doamne, e caz de forță majoră, pentru că toți ei sunt cei care au fost inundați acum. Cum să nu vor? Nici măcar nu o să-i mai întrebe pe noua lege. Bine, localnicii nu-l vor demola pentru că probabil face parte din traseul lor zilnic. Face acel parte pod. Din traseul zilnic. Am înțeles că în cazul în care s-ar desfința acest port ar fi necesar vreo 5 km să se ocolească. Dar cineva spunea, noi, ce înseamnă 5 km în comparație cu riscurile pe care le presupune? Da, vedeți, tot timpul se apelează. Dar Sociul ăsta e lângă parcă așa? Nu cred. Nu-mi dau seama în momentul ăsta. Cred că e undeva între... Stați să mă gândesc. Comuna Soci. S-ar putea să comună, mă înșel. Comuna? N-am auzit de Comuna Soci. Comuna, e un sat undeva... Satul nu undeva cumva între... la Gârcina? Nu cred că e la Gârcina. Dacă aparține de Transelectrica, e mai sigur între Bicaz și Piatra Neamț. Așa. Undeva chiar e efectiv. Dar e posibil să mă înșel. Nu contest. Da. Dar vă zic sincer, tot timpul se caută soluția cea mai avantajos economic la noi, da, și soluția cea mai comodă pentru autoritățile, pentru reprezentanții autorităților care își fac treaba, așa cum zicea și domnul Prichici, din birou. Dar sunt sigur că există soluții aplicabile la fața locului. Dar la fața locului se pot găsi soluții mai bune decât cele pe care le găsesc de obicei autoritățile stând la birou, necunoscând situația din teritoriu. Și vă zic, dacă noi ne apucăm de demolat poduri în condițiile în care în România, peste cursurile de apă și între localitățile, în special din zona Moldovei, se dărâmă poduri de la sine. Podurile existente sunt într-o stare foarte proastă, multe dintre ele, și sunt și puține. Gândiți-vă că... Discutam cel de la cel de la Sagna, de podul de la Creangă, iar discutam într-o altă emisiune. Gândiți-vă, eu vă dau un exemplu. Gândiți-vă, știm cu toții că trecem toată ziua podul de la Horia. Deci podul dintre Roman și Horia, care e peste râul Moldova. Care nu pare afectat. Nu pare afectat, dar nu. Eu încerc să vă explic cum văd eu, sau cât de important este un pod pentru o comunitate. Și de aceea, din acest motiv, cei de la Soci probabil nu vor demola podul acela. Gândiți-vă la podul de la Horia. Dacă îți dărâmă într-o zi podul dintre Roman și Horia, ca să ajungem la Bacău, ar trebui să ocolim pe la Târgu Neamț, Piatra Neamț și apoi la Bacău. Ferească, deci ar trebui, în loc să facem 45 de kilometri, ar trebui să facem 150. Bun. Hai să ne întoarcem. Asta vă zic, că de asta e atât de important un pod pentru o comunitate. Da. Și e un pod care e în circuitul zilnic al acelei comunități. Cu siguranță se poate lărgi Albia, se poate construi un pod mai mare dacă e nevoie, probabil. Dar astea sunt soluții mai costisitoare economic. Aș vrea să ne întoarcem la Roman, că v-am văzut că pe Facebook dumneavoastră ați urmărit cu mare atenție ceea ce s-a întâmplat la Roman, deși domnul primar ieri în ședința comitetului sâmbătă în ședința comitetului pentru situații de urgență a spus că, exceptând câteva case de la Bălcescu și din cartierul Lipovenesc, la Roman lucrurile stau sub control, debitul apei după ce a crescut brusc vineri spre sâmbătă, duminică deja a dat înapoi, La Roman, într-adevăr, au existat ceva probleme cauzate de ploile din ultimele zile, dar nu au existat probleme majore legate de revărsarea râurilor din Albii sau cum au fost cele pentru care s-a întrunit comitetul. O veniție întreagă au fost fotografiile dumneavoastră. Au fost inundații, într-adevăr, mai multe zone din oraș, inundații cauzate de lipsa de capacitate
a, sau de subdimensionarea rețelelor de preluare a apei pluviale și de și a rețelelor de canalizare. Sau cum a fost în cartierul Lipovenesc, cum îi zice domnul primar, în zona Petru Rareș, Avram Iancu, fundătura Crișani, Ion Luca Caragel în partea aia. Acolo problema e cauzată de inexistența oricărui tip de rețea de canalizare pe unele din străzi și eu am folosit pe Facebook, am postat niște fotografii din zona străzii Suceava, unde a fost înainte Baia Comunală. Chiar e o intersecție de acolo. E o intersecție unde, într-adevăr, cum a zis și domnul primar, se întâlnesc mai multe străzi într-un punct mai jos decât toate străzile. Deci trei străzi se întâlnesc într-o vale. Dar ăla n-a făcut parte din PID-ul? Ba da, exact asta vreau să vă zic. A făcut parte din PID-ul străzile Plan respective. Plan integrat de dezvoltare urbană. Exact, au fost străzile respective au fost reabilitate cu fonduri europene, cu bani grei din fonduri europene, însă în proiectul acela, datorită axei de finanțare, nu a putut fi prinsă și canalizarea. Și atunci, pentru canalizare, pentru refacerea rețelelor de canalizare și de preluare a apelor pluviale, a fost făcut la vremea respectivă de domnul Oreanu împreună cu echipa lui un proiect separat. Un proiect separat finanțat din bugetul local. Proiectul respectiv a fost în valoare de aproximativ 500.000 de euro, dar a fost mai mult, 560.000 de euro, dacă mă amintesc corect, echivalentul în lei a sumei respective. Și în mod pur întâmplător, probabil, lucrarea a fost câștigată de societatea patronată de domnul senator PNL Eugen Țapu. Absolut întâmplător. Iar sunteți cărcotași la un debit de 990 metri cu pe secundă. Ce Dumnezeu, ce rețea de canalizare? Nu știu cum s-a ajuns fix la calculul acesta, dar vă zic că am fost în zonă chiar și după ce s-a retras apa, după ce a reușit rețeaua de canalizare să capteze toată apa, am fost în zonă cu două zile și în toată balta aia care avea 200 de metri pătrați, dacă nu mai mult, sunt două gaigăre de câte 30 pe 30 de centimetri cu găurele mici, deci cât o placă de faianță și cu găurele mici. O parte din găuri sunt și acoperite de gunoaie, dar nu neapărat de gunoaie, cât de resturi vegetale. Și atunci e normal să nu facă față, dar stau eu și mă gândesc, cei care au proiectat rețeaua respectivă acolo în zonă, văzând că e la convergența a trei străzi care se adună într-o vale, era logic că acolo se va aduna toată apa de pe străzile respective. Nu era normal să prevadă niște guri de preluare a apei pluviale mai mari? Vedeți că aveau dreptate primarii ieri, dar asta o să discutăm după pauza de publicitate. Desigur.